Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări live și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră. Discutăm astăzi despre un subiect despre care unii nu au poate așa mare încredere atunci când vine vorba despre dinozauri, despre fosilele care au fost descoperite în ultimii ani în județul Hunedoara, în Țara Hațegului mai exact, acolo unde avem bucuria, sau cel puțin așa ar trebui să simțim cu toții, de a avea un geoparc internațional UNESCO, Țara Hațegului. Vom vorbi astăzi despre cele mai recente descoperiri, dar, bineînțeles, vom discuta și despre proiectele pe care oamenii care se ocupă, mă refer și la cei de la Universitatea din București, dar și de spre voluntari, pentru că geoparc înseamnă și foarte mult voluntariat, contrar ceea ce spun unii, că tinerii din ziua de astăzi nu se mai implică, nu mai sunt dornici de a descoperi și de a face voluntariat. E bine, aici lucrurile stau cu totul și cu totul altfel, așadar vom discuta mai multe despre aceste subiecte astăzi cu invitata mea, Adina Popa, specialist comunicare Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, Universitatea din București. Bine ai revenit la noi, la mulți ani în noul an și succes în toate proiectele pe care vi le propuneți. La mulți ani, la mulți ani și mulțumesc tare, tare mult pentru invitație. De fiecare dată mi-e foarte, foarte drag să vin la voi și să povestim despre dinozauri și despre geoparc. Exact, și noi ne bucurăm pentru că, deși are deja o vechime acest geoparc, de când este mai cunoscut, să spunem, în continuare sunt oameni care privesc cu scepticism tot ceea ce vine din această parte despre dinozauri, despre faptul că, iată, se fac aici anumite descoperiri și se gândesc, de unde știți voi că aceste fosile sunt de acum 70 de milioane de ani sau chiar mai mult? Și atunci este bine să aducem în atenția telespectatorilor noștri cât mai multe informații și despre ceea ce înseamnă geoparcul. Noi am discutat, cred că, de fiecare dată când ne-am întâlnit în emisiuni și nu numai. Geoparcul cumva este așa restrâns în imaginația unora. Este doar o locație, acolo mergem și vedem tot ceea ce a fost odată în Țara Hațegului. Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa, dar vom discuta pe parcursul acestei emisiuni din nou despre aceste lucruri. Pentru început însă, haideți să vedem care au fost cele mai recente descoperiri și vorbim aici despre fosile unice în lume și cred că nu greșesc când spun acest lucru. Da, păi fiecare fosilă până la urmă descoperită are elementul ei de unicitate, pentru că vine și completează o poveste extraordinară, și anume povestea vieții pe pământ. Pentru că, exact cum spuneai și tu, unele persoane au senzația că, nu știu, poate totul a început de la apariția oamenilor. Planeta noastră, planeta Pământ, să ne gândim că are vreo 4,6 miliarde de ani, este tânără, bătrână, cum puteți să-i spunem. Oricum e greu de cuprins în imaginația noastră. Greu, exact, să ne imaginăm ce înseamnă această vârstă, pentru că dacă e să o raportăm la vârsta noastră, a oamenilor, este ceva inimaginabil. Ei, și pe parcursul acestor 4,6 miliarde de ani s-au întâmplat foarte, foarte multe pe planeta noastră și foarte multe viețuitoare au existat înainte de existența omului. Aici avem și câteva imagini de la cea mai recentă descoperire pe care ați făcut-o aici în Geoparcul Dinozaurilor și o să te rog să ne spui și unde exact a fost, dacă se poate spune, bineînțeles, locul în care a fost descoperite aceste fosile pe care, iată, le avem și în imagine acum. Această descoperire a avut loc undeva în jurul, în apropierea localității Vălioara, de o echipă internațională de paleontologi din România și din Ungaria. Ei cu ceva ani în urmă au descoperit la Budapesta
o hartă foarte veche, realizată undeva la, în perioada baronului Franz Nopcea, cel care a inițiat aceste cercetări despre fosilele de dinozauri din zonă, din Țara Hațegului. A fost primul paleontolog care a studiat și a pus Țara Hațegului și bazinul Hațeg pe harta paleontologiei mondiale. Spuneam, paleontologii din Ungaria au descoperit această hartă la ei, au venit aici să vadă în ce măsură locurile de atunci mai au corespondență cu perioada prezentă, pentru că are peste 100 de ani această hartă. Și surprinzător, da, unele locuri poate că sunt greu de accesat din ceea ce spuneau ei când s-au dus pe teren, dar o parte dintre aceste locuri fosilifere încă pot să își spună povestea, să spunem așa. O poveste de care ne bucurăm cu toții de la mic la mare, pentru că indiferent de vârstă aceste lucruri până la urmă fac parte din trecutul nostru al fiecăruia și a trebuit să-l cunoaștem în amănunt. O să-i rog pe colegii mei din regie dacă putem să stabilim o legătură telefonică cu unul dintre cei care se fac vinovați, să spunem, de această descoperire. O să vă spun la momentul potrivit despre cine este vorba. Haideți prima oară să vedem dacă reușim să stabilim. Alo, bună ziua! Vă mulțumim că sunteți în legătură telefonică directă cu noi. O să spun și telespectatorilor despre cine este vorba, cine a reușit să intre, iată, în legătură cu telefonică cu noi. Este vorba despre domnul conferențiar universitar doctor Zoltan Csikiszava de la Universitatea din București. Bună ziua! Mulțumim că sunteți în direct cu noi. Bună ziua! Ne bucurăm să vă avem alături pentru că, așa cum ne place nouă să spunem, suntem de fiecare dată bucuroși să ne luăm informațiile direct de la sursă, iar dumneavoastră, așa cum spuneam puțin mai devreme, sunteți unul dintre principalii vinovați de această descoperire. Da. Cum ați reușit să ajungeți la aceste fosile care, așa cum spuneam puțin mai devreme, probabil că nu ne-ați auzit, sunt unice în lume? Da, povestea acestor fosile, surprinzător, a început nu de foarte mult timp. Practic, locul în care au fost identificate aceste fosile a fost descoperit, un nou loc cu fosile, a fost descoperit abia acum 4 ani, pentru prima dată, și fosilele, în număr mare, au început să fie excavate din locul respectiv, au început să fie descoperite din locul respectiv abia acum 2 ani, în 2022, practic. Am început să excavăm de acolo resturile diferitelor organisme, diferiților dinozauri, inclusiv aceste fosile pe care le-am descris în noua publicație. Despre ce fosile vorbim mai exact, de când datează acestea, pentru că este foarte important, având în vedere că sunt foarte mulți oameni care sunt sceptici atunci când vine vorba despre stabilirea perioadei din care provin acestea. Dar din estimările noastre, sau mă rog, nu sunt estimări, sunt estimări bazate evident pe informații științifice, fosilele acestea ar trebui să aibă o vârstă undeva la în jur de 71-72 de milioane de ani. Pare destul de precisă această cifră, evident pot exista abateri de la cifra respectivă, dar suntem destul de siguri că suntem undeva în jurul acestei cifre, pentru că din câte cunoaștem despre geologia zonei din care provin fosilele respective, aceste fosile sunt printre cele mai vechi fosile de dinozauri pe care le cunoaștem din bazinul Hațeg. Și pentru că știm aproximativ care este perioada de timp din care se cunosc fosile de dinozauri din Hațeg, trebuie să fim undeva la începutul acestei perioade, ceea ce automat plasează fosilele acestea, cum spuneam, la acum aproximativ 71-72 de milioane de ani. Câte fosile sunt? Deci noi în lucrarea pe care tocmai am publicat-o am descris câteva zeci de fosile care toate aparțin aceleiași specii. Asta este un lucru interesant. Deși sunt oarecare în bună măsură sunt izolate, descoperite totuși într-un loc destul de mic, suntem destul de siguri că aparțin aceleiași specii la unul sau la doi sau trei indivizi diferiți, la doi sau trei dinozauri din aceeași specie.
Și știm lucrul acesta pentru că, pe de o parte, am găsit oase care sunt în continuare în conexiune, exact așa cum erau în corpul animalului, ceea ce arată clar că ele provin de la același schelet, de la același individ. În cazul altor oase, ceea ce iarăși susține lucrul acesta este faptul că toate oasele au dimensiuni comparabile, adică ele pot fi asamblate într-un schelet fără niciun fel de problemă. Nu sunt foarte mai mari alături de oase foarte mici, care se sugereze specii diferite. Deci, practic, am găsit resturile a două sau trei schelete care aparțin aceleiași specii. Și ceea ce este interesant este că, și asta face oarecum unică această descoperire, că este posibil, în momentul de față, încă n-am avut, deci, în curajul acesta să decidem definitiv, dar este posibil ca aceste animale să reprezinte o specie nouă sau poate chiar un gen nou de dinozauri. Rudele lui se cunosc deja din bazinul Hatzec și prima noastră intenție a fost să spunem că, de fapt, și aceste schelete nou descoperite aparțin unei specii deja cunoscute. Se numește Zalmoxes robustus sau Zalmoxes cuperorum. Sunt două specii de detalii ușor diferite și prima dată am crezut că am găsit scheletele acestui animal, care este altfel descoperit destul de des în zona Hatzecului, are reconstituiri, deja în zona Hatzecului este un fel de mascotă a geoparcului de acolo. Pe măsură ce studiam oasele respective, am realizat că există diferențe semnificative față de Zalmoxesul cunoscut. Și concluzia noastră este că, deși încă nu avem curajul să spunem că e vorba de o specie nouă, există o posibilitate foarte mare ca acest lucru să fie adevărat. Schimbă cu ceva această descoperire tot ceea ce știam noi despre țara Hatzecului, despre dinozaurii care ar fi trăit aici? Cu siguranță, cu siguranță. În primul rând, este destul de clar că e ceva diferit decât ceea ce s-a descoperit până acum în zona centrală a bazinului Hatzec pe la Sâmpetru sau în zona estică pe la Pui. Asta arată faptul că, de fapt, asociația de dinozauri care popula această insulă, pentru că zona Transilvaniei în general era o insulă acum 70 de milioane de ani, deci această asociație de dinozauri era mai diversă decât ne-am imaginat înainte. Deci, în momentul în care ele au fost deschise prima dată, au fost deschise 5 specii de dinozauri în total. Acum deja se cunosc în jur de 213 specii și descoperirea aceasta arată practic că și aici, cu aceste 213 specii, încă subestimăm diversitatea reală. Încă există specii noi care nu au fost încă identificate, descoperite. Deci asta ar fi un lucru. Al doilea lucru, faptul că animalul acesta este mai vechi probabil decât alte rude de ale lui care trăiau în zona Hatzecului, ne arată faptul că, practic, pe această insulă a avut loc și o evoluție a dinozaurilor respectivi. Specii s-au schimbat de-a lungul timpului, au apărut alte specii în locul unora mai vechi, deci putem să începem să ne facem o idee și despre evoluția în timp a acestui ecosistem, respectiv felul în care diferiți dinozauri au apărut, au trăit o bucată de vreme și după aceea au fost au dispărut, au fost înlocuite de alte specii care au trăit pe insula respectivă. Deci, schimbă destul de semnificativ, pe de o parte, ideea noastră despre diversitatea animalelor de pe această insulă și, în plus, oferă informații noi despre evoluția lor pe insula respectivă. Asociem cumva geoparcul Țara Hatzecului în general cu dinozaurii pitici și în cazul acestei descoperiri vorbim tot despre un dinozaur pitic, în care ar fi fost dimensiunile pe care se presupune că le-ar fi avut acest dinozaur care face parte acum, iată, dintr-o nouă descoperire care probabil va face în conjurul lumii. Deci, nu e vorba doar că putem spune că era să putem estima. Este clar, pe baza oaselor pe care le-am descoperit, că animalul acesta avea o talie destul de mică. Oasele pe care le-am găsit, multe dintre ele sugerează clar că e vorba de exemplare care nu erau pui, erau cel puțin, erau adulți, mai mult sau mai puțin adulți, și în condițiile acestea, oasele lor sugerează un animal de aproximativ 2 metri, 2 metri și ceva lungime.
ceea ce pentru un dinozaur cu siguranță este o talie mică. Un fel de dinozaur tipic, dacă putem să spunem lucrul acesta. Deci, cu siguranță avem de-a face, și în cazul acesta, cu animale care, în condițiile insulei Hase, în condițiile acestea insulare, și-au redus talia pentru a se adapta mediului, pentru a putea trăi în mediul acesta. Pentru 2024 vine cumva întrebarea firească. Veți continua să ne oferiți astfel de informații, că ați mai descoperit poate și alte fosile? Veți continua cu cercetările în această zonă? Care sunt proiectele pe care le aveți pentru 2024 în ceea ce privește geoparcul de aici? Da, evident. Pe de o parte, boațele pe care le-am descris acum sau acest animal pe care le-am descris acum reprezintă doar o mică parte din fosilele care au fost descoperite în ultimii ani. Deci, practic, noi mai avem încă o serie de alte oase reprezentând alți dinozauri care trebuie și ele studiate, trebuie descrise. Și în momentul de față se află deja în descriere oasele unui alt dinozaur, tot ierbivor, dar făcând parte dintr-o altă categorie, dintr-un alt grup, și care au fost descoperite recent într-un alt loc, într-un alt sit. Și mai există și alt material care urmează să fie studiat. În plus, ceea ce este interesant este că, pe lângă descoperirile pe care le facem în teren, pe lângă descoperirile pe care le facem săpând la fața locului, dinozauri din zona Hasegului pot fi descoperiți, pot fi identificați și în colecții, în materialele care au fost adunate de-a lungul timpului, de-a lungul deceniilor, de când se găsesc dinozauri, de când se descoperă dinozauri din zona Hasegului, și inclusiv în aceste colecții, care nu au fost studiate în întregime, suntem convinși că vom putea găsi, vom putea identifica specii noi de dinozauri. În momentul de față există lucru astfel de studii și cu siguranță 2024-2025 vor fi ani în care vom afla mai multe noutăți, specii noi probabil de dinozauri din zona Hasegului. Vă mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră și mult succes aveți în 2024 și în viitor, bineînțeles, pentru că, așa cum spuneați, încă mai aveți mult de lucru aici în Geoparcul UNESCO Țara Hasegului. Vă mulțumim tare mult și să aveți un an extraordinar din toate punctele de vedere. Cu mare plăcere și vă doresc și eu și dumneavoastră și celor care ne ascultă, ne văd un an nou bun în 2024. Vă mulțumim încă o dată. Adina, e greu să mai continuăm parcă discuția după toate explicațiile pe care, iată, conferențiar universitar dr. Zoltan Csikiszava din cadrul Universității din București ni le-a oferit și căruia îi mulțumim încă o dată că a acceptat, deși știm că este foarte ocupat în această perioadă, dar am reușit să rupem așa câteva minute din timpul dumnealui pentru a ne oferi mai multe explicații despre aceste descoperiri și atunci când vin de la specialiști parcă au o altă greutate. Da, pentru că ei sunt direct implicați acolo, dar cred că partea frumoasă este tocmai aceasta că putem să vedem cât de diversă, cum spunea și domnul profesor, cât de diversă este și a fost întotdeauna viața pe Pământ. Și asta mi se pare mie personal ceva spectaculos de-a dreptul, că ne uităm în jurul nostru astăzi, da, și vedem o multitudine de plante, o multitudine de animale, dar să ne gândim că, uite, la fel a fost și în vremea dinozaurilor. Și este așa cumva un izvor nesecat, pentru că de fiecare dată veniți așa în fața noastră, în fața celor care ne urmăresc cu tot felul de noutăți, elemente la care nu ne-am fi gândit cu siguranță, poate nici unii dintre noi, dar iată că lucrurile se mai schimbă și probabil dacă sunt și banii necesari alocați pentru toate aceste lucrări, lucrurile ar fi schimbate din multe puncte de vedere. Da, sigur, doar că până la urmă și partea asta de frumusețe a științei este aceea de a descoperi, de a descoperi pas cu pas și fiecare din aceste descoperiri nu ne spune neapărat povestea a ceea ce s-a întâmplat la un moment dat în trecut,
ci, din ceea ce spun oamenii de știință, uneori le oferă indicii foarte clare despre ceea ce s-ar putea întâmpla pe viitor și nouă și speciei umane, pentru că sunt anumite lucruri care pot fi comune, care pot fi corelate și care pot fi importante semnale de alarmă despre cum să ne comportăm și cum să avem grijă de planeta noastră. Da, un subiect sensibil, când mai ales în zilele noastre, în perioada aceasta în care ne preocupă poate nu atât de mult ceea ce lăsăm, dar poate prin aplicarea unor legi lucrurile se vor mai schimba și nu vom mai arunca nici noi plastic în natură, nu vom mai distruge ceea ce iată avem de atâtea milioane de ani, nu doar de câteva mii de ani, așa cum uneori greșit credem noi. Spuneam puțin mai devreme, Țara Hațecul este asociată cumva atunci când vine vorba despre dinozauri, cu cei pitici. Aici avem în Țara Hațegului și acea mascotă despre care spunea și puțin mai devreme domnul Cichisava. Sunt în continuare, da, prezente acolo. Dacă facem o vizită în această zonă, îi vom vedea, ne vom putea poza cu ei, pentru că acum, dacă nu ne facem un selfie, cel puțin cu zonele în care ajungem, nu avem dovada. Da, într-adevăr, păi Zalmoxes robustus este unul dintre dinozaurii mascote emblematici care pot fi descoperiți la Casa Geoparcului din orașul Hațeg, strada Libertății numărul 9A. Dacă n-ați fost încă la noi, vă așteptăm cu mare, mare drag. Și Zalmoxe, bineînțeles că este unul dintre companionii balaurului Bondoc, dinozaurul vedetă a expoziției noastre, și cei care vin află atât povestea lui Balaur Bondoc, a descoperirii sale, dar într-un context care îi ajută să înțeleagă cum era vremea sau cum arăta lumea pe vremea dinozaurilor. Iar Zalmoxes robustus, bineînțeles că este unul dintre cei care susțin informațiile pe care eu și colegii mei le oferim acolo. Sunt curioși cei care ajung aici să afle toate aceste detalii despre ce a fost Țara Hațegului în urmă cu milioane de ani. Indiferent de vârstă, sau poate copiii sunt mai curioși să afle despre dinozauri, poate și bunicii, adulții, de ce nu? Partea frumoasă atunci când ești ghid la un obiectiv turistic, cred că indiferent de tipul lui, dar în special în cazul nostru, este că oamenii vin cu diverse așteptări. Bineînțeles, cele mai mulți sunt familii cu copii, și consideră că dinozauri egal copii și copilașii se vor simți foarte bine și vor face un schimb de impresii, pentru că copiii sunt pasionați de adevăratele de dinozauri în zilele noastre și cred că oricine are un copilaș micuț de vreo câțiva ani a trecut și prin faza de dinozauri. Și culmea, chiar cunosc foarte multe specii dinozauri, și de multe contrar părinții, așteptărilor uneori. Asta vin și ne spun, vai să vedeți câte specii știe copilașul meu. Și bineînțeles că încurajăm întotdeauna și ne bucurăm tare că copiii au această deschidere să afle mai multe despre dinozauri, pentru că în timp cu siguranță ei vor înțelege mult mai bine partea aceasta de viață pe pământ, de evoluția planetei, de ce e important să avem grijă de mediul nostru. Și se întâmplă însă ca de multe ori noi să le spunem foarte bine, dar noi vrem să vă spunem aici povestea unor dinozauri aparte, care sunt unici la nivel mondial, care au fost descoperiți aici și care au fiecare dintre ei o mulțime de alte povești. Și povestea pe care noi o spunem, să ne înțelegem că nu este o închipuire, nu e ceva fabricat de noi, ci povestea pe care noi o spunem în cadrul ghidajelor are la bază cercetările științifice, pentru că Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului este administrat de Universitatea din București, deci avem acces la toate informațiile științifice de pe filiera Universității din București și altor universități care vin să studieze acolo. Și
putem să ce puțin noi asta încercăm să le arătăm oamenilor dimensiunea acelei lumi, să le arătăm cum erau dinozauri, cum trăiau și că de fapt era o lume foarte reală și pot să vină să vadă, văd cuibul cu ouă de dinozauri fosilizate. S-a întâmplat o altă descoperire foarte importantă acolo și s-a întâmplat nu odată să am în special persoane de vârsta a doua, să zic, care se uitau și au zis, înainte să vin aici și înainte să văd și să-mi povestiți, eu eram convinsă că dinozaurii nu există, nu există dinozauri. Ca mulți alții, cu siguranță. Da. În special, mi-amintesc că mi-a fost foarte dragă o bunică, un nepoțel, care venise la Prislop. Venise cu o excursie ecumenică la Prislop și cred că după vizita de la Prislop au venit în orașul Hațeg și au avut la dispoziție o oră, o oră jumate să se plimbe prin Hațeg. Nepoțelul a văzut că sunt niște indicatoare în oraș către noi, le-a văzut, a rugat-o pe bunică să-l ducă acolo și da, bunica, ce nu face bunica pentru nepoțel? Normal. Hai să vină și cu nepoțelul la dinozauri. Dar ea nu avea, bineînțeles, mari așteptări, s-a gândit că na, e un loc, să uită copilul 5 minute, probabil o fac pentru el. Urcă pe un dinozaur, îi fac o poză și am plecat. Și i-am ghidat, le-am povestit, copilașul într-adevăr foarte interesat și foarte curios, nu era genul acela de copil care să știe foarte multe despre dinozauri, bănuiesc că poate că venea dintr-o comunitate cu mai puține resurse sau acces la informație foarte mare, dar știa copilașul și a fost super încântat, dar a fost foarte încântată bunica. Deci când le puneam întrebări, la început îmi răspundea copilașul, dar după aceea a început bunica să răspundă și la final mi-a mulțumit foarte mult și mi-a zis că, vai, uite, în sfârșit își dă seama câte animale a lăsat Dumnezeu pe pământ. Câte lucruri frumoase a făcut Dumnezeu pe pământ și de cât timp. Nu putea să aibă ideea aceasta de timp și că ar fi existat și altceva înaintea oamenilor. Și m-am bucurat că am văzut-o că a plecat așa cu inima deschisă și că a fost deschisă la informație. Și asta este unul dintre lucrurile care ne fac pe noi, ne motivează să promovăm zona, să promovăm ceea ce avem acolo și să credem că în unicitatea lucrurilor pe care le avem. Pentru a fi și mai expliciți cei de aici din Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului în ceea ce privește viața dinozaurilor de aici, a luat naștere și o carte frumos ilustrată, o carte care a fost scrisă chiar de unul dintre colegii tăi. Avem aici, nu știu dacă reușim să arătăm telespectatorilor noștri, iată cum a apărut pământul, timpul omului și timpul geologic, sunt frumos ilustrate și explicate toate aceste informații pe care, repet, puțini poate le cunosc cu adevărat, ce este și ce nu este un dinozaur, sunt foarte multe lucruri noutăți, iată aici unul dintre dinozauri. Este sau era necesară o astfel de carte pentru publicul larg, nu doar pentru copii, așa cum ne explicai puțin mai devreme. Fără discuție, pentru că, așa cum spuneam, noi avem niște dinozauri unici în lume care merită să fie cunoscuți și să aibă, să fie văzuți la adevărata lor valoare, pentru că ei la nivel internațional sunt foarte apreciați, dar trebuie să fie cunoscuți. Ne-au luat-o puțin și înainte, probabil, național. Și informația a ajuns mult mai rapid în exact. Alte țări decât la noi. Și așa că această carte pe care a scris-o colegul meu, Cristian Ciobanu, și pe care îl salutăm și mulțumim că ne-a trimis această carte. Și pe care este foarte frumos ilustrată de Ana Alfianu de la Humanitas. Îl avem acum în imagine și pe Cristi Ciobanu. De la un profil de la Hațeg.
Și foarte important, prefața acestei cărți este scrisă chiar de domnul profesor Zoltan Csikiszentmihalyi, cu care am intrat mai devreme în legătură. E o carte frumoasă, e o carte accesibilă, atât pentru părinți cât și pentru copii. Eu zic că e una dintre cărțile care merită, chiar merită cumpărate și consultate, pentru că ne ajută să descoperim mai multe și despre țara noastră și să fim mândri de ceea ce avem noi aici în România. Iar această nouă descoperire, spuneam și puțin mai devreme, cu siguranță face în conjurul lumii acum, nu? Da, fără discuție. Suntem acolo pe harta internațională, exact, în ceea ce privește, exact, descoperirile din țara Hațegului, iată. Pentru că cred că în fiecare an în țara Hațegului vin paleontologi din diverse locuri ale lumii, pentru că este un loc emblematic pe care ei doresc să-l vadă. Și sunt foarte impresionați și atunci trebuie și noi la rândul nostru să-i acordăm, cred că, aceeași atenție și importanță pe care o oferă alții din alte părți ale lumii. Alții din alte părți ale lumii care vin aici, da, la noi, și ați găzduit și organizat evenimente internaționale la care au participat zeci, poate chiar sute de specialiști în acest domeniu, iar anul 2023 a fost unul bogat în evenimente de genul acesta. O, da, am avut un an foarte bun din punctul acesta de vedere. Dificil, probabil, din anumite puncte de vedere, cu o organizare, cred că foarte în detaliu. Când e vorba de muncă multă, nu e ușor. Asta e foarte sigur. Însă ne-am bucurat foarte mult că, iată, suntem pe harta lumii, odată cu dinozaurii pitici și cu toate descoperirile paleontologice, pentru că acolo, aici în țara Hațegului, vorbim doar de dinozauri și de mamifere și toate celelalte descoperiri pe care paleontologii le fac, dar suntem pe harta lumii și în ceea ce privește organizarea de evenimente internaționale. A fost pentru prima dată când în 2023 România a găzduit o întâlnire a rețelei europene a geoparcurilor și practic au venit colegii noștri din toată Europa la noi în țara Hațegului, la Hațeg, ceea ce a contat foarte mult și pentru noi și pentru comunitatea națională și la nivel național, pentru că au putut să vină și să vadă la fața locului, să cunoască geoparcul, să interacționeze cu comunitatea locală de acolo, de care noi suntem foarte mândri și cu care colaborăm foarte bine. Și care se implică foarte mult în ultimii ani. Și să fim mai mândri că, uite, o parte dintre deciziile pe care ei le-au luat, le-au discutat în cadrul acestei întâlniri, iată, au fost acolo. Discuțiile au avut loc la noi la Hațeg. Au fost aproape, sau în jur de 200 de participanți care au venit din diverse țări din Europa, unde sunt teritorii geoparc, și inclusiv reprezentanții unor organizații internaționale care au legătură cu geoparcurile sau organizații de la noi din țară. Și a fost un schimb de experiență foarte, foarte bun, pentru că au avut loc inclusiv schimburi și discuții legate și de partea aceasta academică și de colaborare în domeniul acesta. Și foarte interesant, deci am găzduit prima întâlnire a rețelei europene a geoparcurilor și tot pentru prima dată, ca o premieră în rețeaua europeană a geoparcurilor, tot noi, România, am găzduit și întâlnirea din toamnă, pentru că rețeaua europeană are două întâlniri, una primăvara și una toamna. După perioada de pandemie s-a decis tocmai pentru a reduce poluarea și ca oamenii să nu mai trebuiască să
zboare cu avioanele sau să se deplaseze cu avioanele dintr-o parte în alta a continentului, să fie o întâlnire față în față, pentru că contează foarte mult socializarea și întâlnirile și discuțiile față în față, dar o altă întâlnire și de obicei întâlnirea de toamnă este în online. Și când s-a pus problema cine ar putea să găzduiască în partea tehnică de realizare a acestei întâlniri, colegii mei, Cristian Ciobanu și Alexandru Andrășanu, au propus să fim noi, tot noi, gazde. Și așa că, pentru prima dată în rețeaua europeană geoparcurilor, România a găzduit și întâlnirea de primăvară față în față și întâlnirea de toamnă care a avut loc online. Iată, probabil că lucrurile nu se vor opri aici, nici din acest punct de vedere, pentru că e clar, fiecare geoparc este unic în felul său, dar iată că aici în Țara Hațegului ați reușit să, nu știu, să treceți cumva dincolo de orice barieră, și nu mă refer aici doar la granițele țării, și ați dus așa la un alt nivel, să spunem, și ați făcut-o mult mai cunoscută și dincolo de granițele țării și în județ, pentru că sunt în continuare oameni care probabil nu cunosc cu adevărat ce s-a întâmplat aici în Țara Hațegului sau ce se întâmplă de fapt acum în prezent aici. Timpul trece foarte repede și spuneam la începutul emisiunii și despre voluntari și despre voluntariat. Știu că sunt poate exagerat de mulți, nu știu dacă este o formulare corectă, dar având în vedere cum se desfășoară lucrurile în acest secol, sunt mulți tineri care aleg ca în timpul lor liber să vină să vă ajute, să vină să descopere și ei mai în amănunt ceea ce înseamnă acest geoparc. Cum reușiți să-i aduceți? Să-i luați din fața calculatoarelor, din fața telefoanelor și nu numai, și să petreacă timp aici? Dacă a reținut bine, cred că undeva în jur de 400 de tineri au trecut de la începutul programului nostru de voluntariat și până prezent. Au luat parte la diverse activități. Din momentul în care colegul nostru Cristian Ciobanu, autorul cărții, a avut această idee și inițiativă, el preda la acel moment la liceul Ice Brătianu din Hațeg și preda unor elevi liceeni mai mari și ei erau așa destul de interesați și de curioși să afle mai multe. Cristian i-a invitat la noi la sediu și a început să povestească și a venit cu ideea aceasta de a crea un grup de voluntari și de la acei primi tineri care au fost cumva interesați și un pic mai curioși, ei au adus pe colegilor, după aceea colegilor au adus pe alții, după aceea cei din generațiile mai mici, știi cum e la școală, că tot timpul îi venerez pe cei mari care fac lucruri, auzind bine că participă da, la un program de voluntariat, au venit și ei și acum am ajuns chiar să se recomande unii pe alții și programul se recomandă cumva singur și tinerii nu duceți lipsă de voluntari, să înțeleg. Nu, și ne bucurăm tare, tare mult că, uite, are o continuitate acest program. Contează vârsta în voluntariatul pe care îl fac cei de aici din Geopark? Da, bine, vârsta este vârsta legală, pentru că este legalizată deja această activitate de voluntariat, undeva peste 16 ani. Dar dacă sunt unii tineri care sunt doritori, bineînțeles cu acordul scris al părinților, pot să vină și să participe la activități. Noi stabilim care sunt tipurile de activități unde să nu îi solicite foarte mult, că bineînțeles nu sunt niște activități care să nu le poată face oricine, însă depinde, bineînțeles, și în funcție o limită de maximă vârstă. Nu aveți, nu? Limită maximă nu avem, l-am avut pe regretatul Dumitru Huzdon, neamărin, îl știau oamenii de acolo, care era cel mai experimentat, să zicem, voluntar. El a fost colegul nostru în echipa Geoparcului, după care s-a pensionat. Și după ce s-a pensionat și-a dorit să rămână în continuare alături și era voluntar. Și mai avem acum un coleg care este tot tânăr pensionar, Tibi Bociat,
și pe care noi îl considerăm colegul nostru. Este Tibi, face parte dintr-o rețea națională de geocaching și practic așa a venit la Geopark, dorind să vadă cum s-ar putea îmbina cele două activități, și când a aflat ce facem și cum facem, și-a dorit să fie unul dintre voluntari și acum este colegul nostru, chiar că oficial, să zicem, nu mai este angajat pentru că a ieșit din activitate, dar este unul dintre voluntarii de bază. Și contează, și mai important, contează foarte mult, foarte mult. Și voluntarii sunt, noi considerăm așa, unul din membrii echipei până la urmă, pentru că împreună facem lucruri și asta ne individualizează într-un fel față de celelalte geoparcuri, faptul că avem această echipă de tineri foarte implicată, care vine cu idei noi și care vine și ne ajută de multe ori tocmai pentru că au acest mod proaspăt de a vedea lucrurile și de a ne ajuta și pe noi să luăm decizii mult mai bune. Și de a aduce în actualitate, în acea actualitate a acestor tineri, aceste elemente. Să fie atrăgător și pentru cei tineri, că poate noi vedem lucrurile din perspectiva noastră, care avem o anumită vârstă și câteodată poate ne trebuie este mai greu experiența să... cu tinerețea, da, și cu, da, toate aceste elemente, exact, de noutate. Mă gândesc că deja ați avut o primă întâlnire în cadrul Geoparcului, ați făcut ședința de lucru, să spunem, pentru 2024. Da. Care sunt proiectele, principalele proiecte, că mai avem vreo 5-4 minute din această emisiune și aș vrea să punctăm așa câteva dintre aceste lucruri. Anul acesta cred că va fi un an al proiectelor internaționale. Am început anul trecut cu întâlnirea geoparcurilor europene, am avut de asemenea îngăzduit, am fost studiu de caz pentru prima conferință a Interpret Europe care s-a desfășurat în România și am avut și acolo specialiști veniți din toată Europa, veniți din America de Nord, și se pare că 2024 continuă în această linie pentru că avem mai multe proiecte internaționale în derulare, avem un proiect care este chiar finanțat de UNESCO, de biroul de la Veneția, și care este axat pe știința pentru cetățeni, știința dedicată cetățenilor. Și am zis, cine sunt cei mai potriviți cetățeni de pe teritoriul geoparcului decât elevii de la școlile de acolo? Și colaborăm cu mai multe școli și încercăm să descoperim puritatea apei. Vom face niște analize despre calitatea apei din geoparc cu ajutorul elevilor de la școlile din Geopark. Va fi o experiență destul de interesantă, cu siguranță, și pentru ei și pentru voi cei de acolo din Geopark. Da, pentru că ne dorim ca aceste rezultate ulterior să poate să stea la bază, să fie incluse și în curricula școlară, pentru că sunt de acolo și profesorii pot să le folosească la diverse materii. Și uite, sunt activități pe care ele au făcut și au fost parte din ele. Apoi avem iarăși un proiect foarte interesant la nivel internațional în care încercăm să conștientizăm, să spunem, să promovăm conștientizarea importanței schimbărilor climatice și, prin intermediul artei. Și este iarăși un proiect mare cu vreo 16 parteneri și noi suntem unul dintre parteneri care vom găzdui artiști și... Parteneri doar din țară sau și aici vorbim de parteneri și din străinătate? Este un consorțiu de mai mulți parteneri români și străini. Noi suntem singurii din România care suntem prezenți în acest proiect, care este foarte ambițios, este pe o durată mai lungă de ani, vreo 4 ani de zile, și sperăm ca în curând să venim cu primele rezultate sau primele acțiuni pe care le vom face în direcția aceasta. Continuăm iarăși un proiect internațional de care nouă ne-a fost foarte, foarte drag, Interreg Danube Geotour. S-a desfășurat în urmă cu câțiva ani și a fost tot așa un parteneriat de mai multe geoparcuri din Europa,
Am colaborat foarte bine și ne-am dorit să continuăm și să mergem la nivelul următor și în primăvara aceasta vom da startul probabil și acestui proiect. Mai avem proiecte în Erasmus Plus, pe partea de educație, deci va fi un an aici vorbim plin. Și de schimb de experiență, categoric. Practic, veți merge în unele țări, da. Ei vor veni aici la noi în țara Hațegului pentru noi experiențe. Ajută. Ne ajută foarte mult să creștem noi, să ne dezvoltăm noi, tocmai această interacțiune cu ceilalți, să ne ajută să ne deschidem orizontul, că întotdeauna asta contează foarte mult când mergem în altă parte, să vedem experiențe noi pe care să putem să le adaptăm sau să le îmbunătățim la noi. Și spuneam la începutul emisiunii că Geoparcul nu înseamnă un singur loc, este un teritoriu. Este un întreg teritoriu care e plin de surprize. Nu am mai apucat astăzi să discutăm, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, dar sunt convinsă că și pe paginile de socializare, pe site-ul pe care îl aveți, veți găsi acolo toate informațiile necesare și cred că putem petrece câteva zile bune în țara Hațegului pentru a putea descoperi toate aceste frumuseți pe care omenirea ni le-a lăsat așa moștenire și de care trebuie să profităm în cel mai bun și pur sens posibil. Îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi alături de noi, că ne-ai spus așa o mică poveste despre tot ceea ce s-a descoperit aici în ultima perioadă și sunt convinsă că pe parcursul acestui an ne vom revedea cu noi și noi descoperiri, de ce nu, și noutăți cu privire la Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului. Mulțumesc tare mult pentru invitație și pentru mine a fost o mare plăcere și cu siguranță de câte ori o să avem ceva foarte interesant, venim cu mare drag să povestim. Îți mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră voastră, stimațele spectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Nu uitați Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ne găsiți și acolo. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!